4 centre de plasament din județul Suceava vor fi transformate în case de tip familial, instituții fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceste transformări conduc la o corelare corectă a personalului în funcție de numărul de beneficiari, în vederea utilizării cât mai eficiente a sumelor alocate de la bugetul de stat. Este vorba de centrele de plasament Sfântul Gheorghe din Dolhasca, Universul Copiilor din Rădăuți, Visătorii din Fundul Moldovei și O Nouă Viață din cadrul serviciilor sociale pentru copii cu dizabilități al complexului de recuperare neuropsihomotorie Blaidorf. Informarea a fost făcută în plenul Consiliului Județean Suceava de directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Ionuța Domniței. În categoria centre de plasament sunt acele centre de plasament clasice, centre de plasament modulate, preluate în anul 1997 sau în 2001. Centrele la care s-a făcut referire în hotărâre nu se încadrau în aceste categorii. Sunt în concordanță și cu strategia națională referitoare la protecția drepturilor copilului. De urmare, considerăm legală, intrăm în legalitate, potrivit cu aceste lucruri. Directorul Adomniței a mai precizat că aceste transformări conduc la o corelare corectă a personalului în funcție de numărul de beneficiari, în vederea utilizării cât mai eficiente a sumelor alocate de la bugetul de stat, dar și a asigurării furnizării unor servicii sociale de calitate.